Jebgar o să dea nume. Că s-a vrut OTV, s-a vrut Circ și Panorama, o să le dăm exact Circ și Panorama. Cam despre asta e vorba! Puia! Revine nebunia, dragi prieteni, pe noul canal Jebgar NCH. Și fraților, țin să vă contrazic. Nu sunt nebun. Sunt nebun delegat! Ăsta sunt, ce pu... O singură promisiune vă pot face și anume că nici nu o să mă schimb vreodată. Se va schimba grafica, se va schimba decorul, se va schimba studioul, poate se va schimba orice locația. Dar Jebgar, indiferent de câți bani va face, același Jebgar va fi și n-am să mă opresc din a face live-uri, oricâți bani aș avea pe lumea asta, pentru că nu banii înseamnă tot. Mai târziu în această emisiune am să vă povestesc un pic cum e și cu treaba asta cu banii și cu oamenii care se schimbă pe parcurs, așa, oamenii care oamenii pe care nu știa nimeni odată și care acum au ajuns cunoscuți datorită mie. S-anturează toți mamelucii pe lângă tine așa să ajungă cunoscuți pe spatele tău. E, Jebgar o să dea nume. Că s-a vrut OTV, s-a vrut Circ și Panorama, o să le dăm exact Circ și Panorama. 330 de oameni, 367 de like-uri, probabil facem 400 acum, dacă nu sunteți voi prea leneși, mânca mea scoaile să mi le sugeți pe toate. Și că dacă mă duc în Sloboz, măcar să fie al tău. Uite, apreciez că mă iubești. Schimbarea constă doar în faptul că vei face aici Circ și Panorama și dincolo gaming? Da. Da, da, da. Da! Ca să înțeleagă toată lumea. Ce dacă avem și niște dislike? Etena! Etena! Mi se rupe pula. Vai! Nu ne place OTV-ul? De ce face Jebgar OTV? De ce? Este foarte urât. Prea ați dat-o în OTV. Mă! Gizele! De-astea, știi, domnișoare, de-astea. Stai să vezi când începe OTV-ul, e rupere aici. Știți de ce? Pentru că încearcă și alții OTV pe canalele lor. Nu prea le iese așa, dar încearcă. Am văzut că de când face Jebgar OTV, la unii le moare canalul așa, știi, dintr-o dată. Și odată o dau pe OTV. Și atunci se activează și vine lumea la ei. Bine ați venit, dragi prieteni, avem un live extraordinar în această seară. Eu sunt un fragaier, de fapt. Eu când eram mic, în cartier, toți mă băteau. Cu aia, ești nebun, toți mă băteau, îmi dădeau cu pula așa pe la nas, își băteau joc de mine, mă umileau. Bă, mă simt foarte bine cu aia, am o energie, mamă, mai ales de când fac sport și mănânc sănătos. Bă, vreți să muși de microfon? Au în gură cu aia, Eu nu îmi iubesc comunitatea. Mă doare în pulă de comunitatea mea. Ieșiți în pula mea toți afară, rămân cu 5-6 aici, care știu că nu iubesc pula mea. Am vrut să o spun așa ca să știe toată lumea. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bun, deci... Bineînțeles că avem și niște dislike-uri provenite din partea oamenilor de calitate care nu urmăresc contentul de tip OTV și dezagrează acest conținut. 2 hours later. La sfârșitul live-ului am început să vorbesc eu despre faptul că nu se poate face performanță din România. Mă refeream la PS4 și vorbeam cu Dana Cârcotă, tipa aia de la FIFA Ultimate Team București. Ziceam că nu se poate face performanță din România, mă refeream la PS4 și Răzvan Puiu spama în chat
El având moderator, fiind un invitat de al casei, da? Cum a fost și Techi, care stă și le miroase bășinile ăstora pe acolo și vorbește prost de mine pe toate live-urile lui Cosmin Petrescu. Eu știu, ei sunt niște copii, da? Ca idee. Deci Răzvan Puiu, care era de al casei, a început să spameze: eu m-am calificat la E-World Club. Eu, E-World Cup, pardon. Eu m-am calificat, eu, hello, mă vezi aici, Jepcar? Eu sunt, hello, eu, Răzvan Puiu, m-am calificat, bă! După care vreo 5-6 oameni de la noi de pe chat au început să spameze exact ce scria Puiu. Hello, uite, Răzvan Puiu s-a calificat, bă, tu nu-l vezi. Bă, când vreodată am spus eu ceva rău despre Răzvan Puiu? Când vreodată am spus eu ceva rău despre Răzvan Puiu sau despre Cosmin Petrescu, cel puțin la nivel de FIFA, cel puțin. Deci, când vreodată n-am apreciat eu performanțele lor la nivel internațional. Când? Că s-a certat Remus cu Cosmin? E treaba lor. E treaba lor. Dar când vreodată am vorbit eu rău despre acești doi băieți? Stai să dau microfonul mai aproape. Bă, eu n-am vorbit niciodată nimic de rău de băieții ăștia doi. Bă, niciodată. În schimb, stai să vă spună fratele vostru. În schimb, Răzvan Puiu a început să se certe cu Nede, cu Claudiu, cu pula mea. Fără ca când eu să am vreo treabă. Bă, când s-au certat ei pe live-ul lui Cosmin și a ajuns la urechile mele, știți ce am zis eu? Mă doare în pulă. Nu mă bag eu în așa ceva. În schimb, am observat o chestie. Când Cosmin pierde la Blackie sau are un moment mai prost, pierde la Weekend League, oricum n-are nicio importanță Weekend League-ul ăla, dacă mă întrebați pe mine. Pierde la Weekend League, are cât un eșec și se enervează, el se tiltează, vede că mai are 100 de oameni pe live. Bă, nu știu cum se face, poate, repet, poate este o coincidență, de-aia am spus că ăsta e OTV, poate sunt eu paranoic. Bă, nu știu cum se face, coaie, că bang, aruncă cu săgeți în CSC. Bă, dar nu știu de unde, frate, de nimic așa. Bă, că ăștia din CSC au cumpărat coins de la Brezeanu. Că da, dacă aș fi avut, eu am jucat corect, frate, nu ca alții care au 300 de oameni pe live și nu știu, adică se referea la Remus, la levelul Remus, care Remus este parte din CSC. Bă, da, nu știu cum se face că fix atunci când vede că nu mai este lume la el pe live, bă, dintr-o dată, pac, CSC, muie CSC. Păi, stai puțin că, de ce muie CSC? Lovești pe Remus, mă lovești și pe mine. Băi, ne poate. Și îl lovești pe Remus, care e mâna care te-a hrănit. Că te rugai de Remus să joace cu tine amicale la FIFA 20. Erai cu Remus în cască mereu. Te-ai certat cu Remus. Bine, ok, treaba ta. V-aș certat. M-am băgat eu în cearta voastră? M-a durut în pulă, nu mă interesează pe mine că v-aș certat. Bă, dar nu te mai lua de CSC, că te iei de mine, practic. Băi, sunt mâna care ți-a fost întinsă când ai avut nevoie. Când nu știa nimeni cine ești, că dacă nu eram eu, tu nu existai. Că ți-au făcut echipă în FG, da? Că am pus o vorbă bună la Raluca și la Cristian și la Olimpiu. De-aia existi tu acum la NFG și de-aia ai echipă de 1500 de euro sau cât ți-au băgat. Nu e frumos, nu e frumos să vorbești de CSC. Este foarte urât și să îi lași pe membrii tăi să mă înjure pe mine, la tine în chat. Păi bă, frate, eu dacă eram în locul tău, bine, eu probabil aveam și mai mult creier. Bă, dacă eram în locul tău, bă, eu îi dădeam direct lui ăla 300. În momentul în care l-am jurat pe Jepcar, eu îi dădeam 300. Că după aia ți-a scris lumea la tine în canal acolo, păi noi îl știm pe Jepcar de la, noi îl știm pe Cosmin de la Jepchi. De la Jepchi îl știm pe Cosmin. Păi tu n-ai voie să vorbești în fața mea, n-ai voie să deschizi gura. În condițiile în care eu nu-ți zic ție nimic. Dacă eu nu-ți zic ție nimic, tu de ce vorbești de mine? De ce arunci cu săgeți în mine? Mă, când m-ați văzut pe mine să mă iau aiurea de un YouTuber așa, da-n pule așa. Tu nu-ți dai seama că este, există un raport între noi pe care tu te-ai căcat. Dar tu te-ai căcat pe mâna
care ți-a fost întinsă. Când tu nu ai cerut-o, că tu nu mi-ai cerut, dar eu ți-am oferit ajutor, că eu așa sunt prost. Jepcar e prost. Dar tu, Jepcar, de ce i-ai ajuns pe tot? Păi nu mai ajut pe nimeni, frate. Pentru că mi-am dat seama ce înseamnă să întinzi o mână de ajutor. Voilà. Numai bine, Jepcar nu mai ajută pe nimeni și este un scârbos, pentru că eu nu o să mai ajut pe nimeni. Pentru că în momentul în care ajuți, se întâmplă de-astea. Și acum haideți să vă spun pe aia cea mai tare. Bă, dacă noi nu aveam anul trecut vedeanul la regionale, vedeanul atacă regionale cu Antonio, bă, nimeni din România nu știa ce salea regionale. Dacă vă uitați, nu se numesc regionale, se numesc FGS1 de la Global Series. Se numesc E-Champions League, se numesc E-World Cup, dar nu se numesc turnee regionale. Pentru că noi le-am promovat așa, noi am adus regionalele în România. Noi, CSC eSports, noi am generat emoția, noi am adus 2500, am avut 3900, 4000 de oameni pe live când Vedeanu era la un meci. Noi am adus regionalele. Noi v-am făcut pe toți ceea ce sunteți acum. Erați nimeni, nu existați. Și n-ați câștigat nimic. Buia. Încă. Să dea Dumnezeu să câștigați, să luați un loc pe podium, undeva la un turneu. Nu că v-aș respecta mai mult după aia, că oricum v-am respectat întotdeauna din punct de vedere al jocului vostru. Sunteți extraordinar de buni ca jucători. Atât Cosmin cât și Răzvan Puiu, jos pălăria și baftă multă cu naționala la europene sau la mondiale, dar ca oameni, bă, am avut niște pretenții. Am crezut că ați înțeles. Sau cel puțin tu, Cosmin, am crezut că ai înțeles, frate, cine a fost alături de tine. Dar tu te-ai pișat pe mine, practic. Ai început să vorbești prost și să dai în direcția Jepcar, dai cu manta așa în remus. De fapt, dai în mine. Vin odată de pe live, terminasem live-ul aici la CSC și vin acasă. Și dau pe Cosmin. Era Cosmin în nu știu ce rundă la Blackie. Eu când mă uit la Cosmin și la alții, la alți youtuberi unde se vorbește toxic, întorci telefonul, da, și apeși aici sus să dispară chat-ul. Bă, deci dacă... Bă, deci fiți atenți, când intrați la Cosmin NFG, bă, frate, deci ascultați-mă, din suflet vă spun. Bă, întoarceți telefonul așa invers, coaie, invers, și dezactivați chat-ul. Așa se uita fratele vostru la live, pentru că la ce mizerii să spun la el pe live, n-ai cum să te uiți cu aia la chat. Este infern. Când pierde Cosmin, este infern, dar și lui îi dau hate. Bă, și deodată, frate, a început Cosmin NFG. Vă spun așa, NFG, așa, la oha, nu că n-aș respecta NFG-ul, că ce să vezi, NFG-ul tot eu l-am adus în România. Tot eu. A, prin intermediul lui Olimpiu Roman. Dar Olimpiu Roman a venit la Jepcar. Jos pălăria, pula mea. Iau coaile în gură lui Olimpiu Roman. Vezi? Vezi, Cosmin? Eu fac diferența. Eu știu când o persoană m-a ajutat și am să-i fiu recunoscător toată viața mea lui Olimpiu Roman. Toată viața mea. Cât o să trăiesc eu pe pământul ăsta când o să mă văd cu Olimpiu Roman, ăla, bătrânul ăla din New York, da? Ăla, Cheliosu ca mine. Bă, o să fac așa, nu știu, o să-mi vin așa, știți, la regină. Bă, trebuie să dai așa un pic capul în jos, știți, să faci o plecăciune, dar trebuie să te prosternezi, știi, că tot vorbeam de termeni de ăștia. Pe omul ăla am să-l respect toată viața mea și am să-i port un respect fantastic din toată inima și nu spun ca să-l pup în curcă. Ce pula mea interes mai am eu de la Cheliosul ăla de New York? Așa simt eu pentru oamenii care m-au ajutat. Datorită lui Olimpiu, eu am ajuns ce am ajuns, unde am ajuns, mai repede decât puteam ajunge. Deci Olimpiu Roman a pus Hunter pe mine. Și toată viața am să-l respect. Și îmi doresc din tot sufletul să mă văd măcar o dată în viața asta cu el. Să pot să-l întâlnesc, să-i strâng mâna, coaie! Ce înseamnă pentru mine oamenii care m-au ajutat? Cosmin Petrescu, pe care îl respect enorm de mult ca jucător, am văzut la Cosmin Petrescu niște pușcării în FIFA cum n-am văzut
la niciun jucător din România, nici măcar la Nede al meu, care e de la mine din casă, da, cum ar fi, când mă vede vreodată pe stradă Cosmin Petrescu, atât, atât trebuie să fac. El nu poate să facă altceva. El nu are cum vreodată să facă mai mult de atât. Iar tu, Răzvan Puiu, nu, frate, tu chiar ești un jucător extraordinar de talentat. Extraordinar. Foarte bun. Ho, mânzule, nu te grăbi, că ai câștigat 1000 de euro din FIFA. Brrr, ho, nu te duci așa avântat. Stai acolo, parcat. Ia și câștigă un campionat mondial, un regional, un ceva. Fă acolo performanțe notabile, mari. Stai acolo pe puța ta și nu ți-o mai arde că pe toate live-urile să... Așa tu impresii că ești mare jucător. Ești, dar probabil asta și cauți atenție. Tu suferi de atenție că nu te bagă nimeni în seamă. Nu te bagă nimeni în seamă. Cauți așa pe toate live-urile să-ți faci simțită prezența și la Giannis, și la Dankos, și la toți. Te duci tu acolo să fii tu în față că ești cel mai bun. Da, mă, ești cel mai bun. Uite, ți-o spune Jepcar acum. Ești cel mai bun din România. Am spus-o. Tu și cu Cosmin sunteți cei mai buni din România. Când ai făcut top 30 mondial atunci, sau cât ai făcut 40 până la primul regional, bă, cine te-a sunat, coaie? Cine te-a sunat, băi? Băi, nesimțitule. Ia vino, bă, Răzvan Puiu, ia scrie aici în chat. Ia zi tu, cine te-a sunat atunci să te felicite pe live? Bă, nu vă e rușine așa un pic? Bă, nu vă e, mă, rușine, mă? Mă, cine te-a felicitat, mă, în direct, de față cu 1000 de oameni? Nu te-am sunat eu, mă, să te felicit. Mă, nesimțitule, că nu auzise nimeni, nu știa nimeni cine ești. Îți vorbesc și tu îmi scrii mie ieri pe live că hello, Jepcare, eu sunt, eu am făcut performanță în România, nebunule, că n-ai câștigat încă Cupa Mondială, ia și câștig-o ca Ovi, ca Knight. Un campion adevărat, niciodată, vă garantez că nu face pula mare. Uitați-vă la Ovi, uitați-vă la Bebe, la Marian Avram. Când i-ați văzut voi vreodată pe ăștia să facă pula mare? Pentru că atunci când ești campion, începi să ai o mentalitate de campion.